Și iară, tematici de rezolvare la nivelul problemei de azi. De asta o citam pe Einstein, care spunea un lucru important, că nu poți rezolva o problemă din paradigma care a generat problema. Deci poate trebuie să facem un salt de gândire ca să rezolvăm pe asta. Cine să o facă? Pe chiar ei, care conduc, care nu trebuie să rezolve ei, că nu trebuie să dea atâția colaboratori, și fizicieni, și matematicieni, și esteticieni, și bio... Deci au, numai că nu îi apelează pe cheia asta, pentru că ei nu știu să pună problema. Pe partea cealaltă, omul de știință nu se apropie să vorbească chiar, să explice derivata a întâia și a doua și a funcția nu știu ce, chiar la casa a întâia. Când asta trebuie să o facă, pentru că altfel e ruptura definitivă. Oricum nu poate să o facă decât el, ca om de știință. Atunci, problema nu este cât de deștept sunt fiecare ramura lui, ci cum reușim să punem în comun, cu bun simț, elementele pe care le cunoaștem, astfel încât să ajungă într-un fel de minim general informația în societate, astfel încât să putem să fim și proactivi la rezolvarea ei și să găsim și înțelegerea la cei care decid că trebuie gândit altfel. Ca fara de meserii. Că școala înseamnă altceva. Că la școală se face niște modificări principale de structură, de curiculă. Că degeaba fac o relație la minister, fac o nouă curiculă și o aprob dacă profesorii și s-o predea. Degeaba fac asta dacă am niște laboratoare corespunzătoare pentru treaba respectivă. Dacă vă duceți la Cité de la Séance, de exemplu, la Paris, veți găsi un etaj întreg. Etaj întreg numai pentru experiențe care se fac pentru că copilul sâmbătă și duminică acolo, numai despre a simți nelinearitatea fenomenilor. Te juri cu el un pic. Fel de fel de pendule, fel de fel de experiențe de-astea cu varuri, cu turbioane. A fost părintea, s-a pus la gândire și a făcut produse care s-au vândut, cineva le-a vândut acolo. Și vine și ne bagă și la noi prin excursii itinerante și mai dă și bani la intrare când am putea să le facem noi și să itinerăm și noi. Că am putut, nu avem atâta inițiativă. Unii știu să facă film, altul știu să facă mecanic, altul știu să facă design, altul știu să facă primară și altul știu să facă matematică. Dar nu ne adunăm. Aici este durerea mea, în timp ce alții ne absorb din mediu pe cei mai deosebiți. Îi bagă în echipe de lucru, ei devin foarte încântați, mamă ce productiv sunt în America sau în Germania sau în Franța, și după care noi, în loc să ne ajutăm de ceva, suntem priviți așa că unul de pe unul, participăm la masa de realizare a unor produse, a unor gândiri, a unor termene, după care ei de acolo vin și ne vând tot nouă. Și le rupe bani tari de toți. Și ați văzut cam cât se costă o oră de management și o oră de curs de nu știu de care, de sănătate, vin unul de sănătate, ne spune a 10-a parte ce și noi, dar este plătit că vine din America. Deci, cu alte cuvinte, la noi stă această problematică. Noi nu putem face mai mult decât să atragem atenția. De aceea am adus în fața noastră și probleme de, cum să spun, teoria ei și ce înseamnă semiotica ei. Am adus în fața noastră și problema de metabolism urban, cum ne construim orașul, apropo de Cerasea la Crăciun. Am discutat și despre probleme de etică și teologie cu oameni în domeniul respectiv, pentru că de-aia v-am dat în mod special un film care se numea Contact, să-l revedeți, că probabil l-ați văzut de mult. Cei care l-au văzut merita foarte mult, e un film totuși de vreo 20 de ani. Dar filmul ăla este un lucru foarte important. Omenirea, în momentul de față, are, remarcați noastră, încă o bază de credință care este la baza existențială. O atingi cumva cu ceva și este crimă acolo, este război. Ați văzut ce se întâmplă cu o caricatură. Deci, cu alte cuvinte, nu pot face abstracție de ideea că încă structura de credințe e o rădăcină puternică în zona respectivă și să spun eu sunt domn de știință, nu mă interesează treaba asta. Și în filmul ăla, care fiind foarte deosebit, atrage atenția spre aceste probleme. Că deși era cea mai bună persoană care putea să facă acea legătură cu extraterestrii, să zicem, în simbolul filmului, nu a fost aleasă ea. Tocmai pentru că era ateu. Și nu ne reprezinți, tu trebuie să reprezinți umanitatea. Umanitatea are și o credință. Unde ție acea emblema a umanității pe care o reprezinți? Trebuie să reprezinți umanitatea în ansamblu, nu o nișă. Și mi s-a părut corect. Deci, cu alte cuvinte, filmul respectiv îți atrage atenția că, într-un fel sau altul, anumite lucruri le desconsiderăm și desconsiderarea respectivă se amplifică, apropo de mici fluctuații, se amplifică social și duce la ce duce. Și ar fi păcat să nu înțelegem treaba asta, să ne încăpățânăm, să nu o sprijinim, mai ales dacă putem, o mișcare de acest gen. Pentru asta, în principiu, cum să spun, cantitatea din această seară, apropo de o mărime cantitativă, este suficientă, iar dacă numai 10% din cei care sunt aici nu vin nici să ne ajute, nici să ne critique, nici să facă nimic, ci numai să uită stânga-dreapta și găsește un interlocutor și începe să discute,
Una dintre problemele fundamentale pentru o schimbare de lifestyle personal ar fi să încep să schimb grupul de prieteni. Să hibridez grupul de prieteni. Dacă de aceea plecăm și intrăm în același grup de prieteni, să învânt aceleași structuri, aceleași probleme și n-am cu nimic. Problema este să avem curajul să ieșim din confortul personal al grupurilor de prieteni și să începem să hibridăm cu problematici noi, cu oameni care sunt interesați de o discuție de anumit nivel, care sunteți noastre. Deci aveți șansa să vă întâlniți cu niște parteneri de discuții, să mai mergeți și la eventual o excursie, să mai mergeți și la o expediție, să la un film, de ce nu, să vă aveți ce comenta, ca să începeți să aveți șansa de punte de comunicare. Altfel veți fi totdeauna din ce ce mai ori performanți, ceea ce nu aș dori, că nu e scopul nostru, că nu face. Avem la Academie cursuri de matematică și de nivel înalt. Deci acolo mergem și mergem cu cei care vor să meargă în domeniul respectiv al complexității. Aici încercăm să stârnim o problemă de interes pentru o dezvoltare personală pe niște principii noi, în care, de exemplu, ne căutăm pe cei care ar putea să o traducă, să facem și noi filme, că avem și noi o grămadă de idei pentru asemenea obiecte didactice. Dar trebuie să facă cineva film. Trebuie să ne ajute să le compactăm. Trebuie să facem desen animat. E păcat, noi suntem foarte mulți la desen animat. Facem noi prostiile de la desen animat la alții. Principiile astea băgate într-o casetă, într-un fel de laborator virtual real, virtual real, adică și cu obiecte concrete, să te joci tangibil, formează un obiect care este cerut acum pe plan global. Material didactice pentru transferul complexității. Este o nișă. E o valoare adăugată mare, pentru că se plătește inteligența, nu este o problemă de cantitate numai. Prototipul sau filmul odată făcut cu prototip, ne uităm așa, toată lumea face și tot se scrie sau se face un film, dar noi am făcut și oscilatorul ceva fizic, să te joci cu el, și oscilatorul ceva, să pui în rezonanță, să poți să măsori fizic, nu numai matematică X prin șirul imperativ, care este aproape o tautologie. I-am dat formula o să o facă. Și problema este la joc concret, cu niște părți din realitatea fizică. Prin cel mai simplu oscilator haotic este format din trei elemente componente. Un element disipativ, o rezistență, un element de fazor, o bobină, și un element de liniar, o diodă. Foarte interesant. Deci, automat, există o formă în care putem discuta acum, uite, modelăm în realitatea socioeconomică prin niște elemente de genul ăsta. Cine e elementul disipativ în o economie, cine e elementul de fazor, și cum se joacă cu defazajul respectiv, cine e elementul de liniar. Și putem face niște modele echivalente, nu modele derivate din modele echivalente în funcție, nu modele echivalente în descrierea ecuațiilor din realitatea conjugătoare, că nu terminăm și până mâine. Nu v-am arătat, pentru că este deja, doar vă sugerez că există deja niște metode, dacă s-a găsit o variantă interesantă, în care poate să determine dimensiunea spațiului fazelor dintr-o singură măsurătoare la un singur parametru. Deci, automat, am acces la un parametru, care știu că e bine legat de un fenomen a cărei structură nu știu, mă refer la un sistem care nu știu, de exemplu inima, dacă mă gândesc de ce depinde dinamica cardiacă, stați ia parametrii și dacă mă uit și la chimie și mă uit și la mușchi și la forme și mai departe, trebuie să scriu 50.000 de ecuații. Dar știu că dinamica pulsului pot să măsor foarte bine, cu precizie foarte mare. Și analiza respectivă pe puls mi-a dat șansa să determin că este vorba că sistemul dinamic echivalent are 6 grade de libertate. Adică 6 variabile independente. De ce 6 și nu 19? Nu știu. E foarte interesant că în modelul ăla s-au făcut după aceea inclusiv metode de resuscitare netraumatică, nu cu șoc electric, ci controlul haosului. Resuscitare din crize cardiace, din stop cardiac, nu cu șoc. Aia e varianta clasică. Au apărut deja aparate sau discuții și am avut discuții și am avut muncă multă să stăm de vorbă cu colegii de la medicină ca să înceapă să genereze teme împreună cu studenții de la automatică, electronică și matematică pe problema resuscitare din crize comatoase. Foarte interesant. Criza comatoasă este o problemă iarăși foarte interesantă. De anestezie, când te faci acolo, te pune într-o stare. Starea de să fie la limită. E un ciclu limită, trebuie controlat. Cum îl scot din criza? Și îmi ziceau medicii, domnule, am în fiecare seară cel puțin 4-5 oameni drogați care vin în comă. Păi avem material didactic, era să fie, iar în comă acolo stă, fără ușor, e ușor de monitorizat, că nu-i mișcare. Și n-am reușit să antrenez nici pe profesor de la matematică și fizică să meargă acolo, nici pe la medicină să înțeleagă valoarea pe care o avem. Dar după ce timp, în lucrări publicate, aparate care vin, să învățăm cum să le folosim. Și apar probleme de genul ăsta, care pe mine m-am îmbolnăvit prima dată când am ajuns la să țin un curs de instrumentație virtuală, de LabVIEW pentru medici, că îmi spuneau că velocitatea era un efect Doppler la vase. Velocitatea, zic, viteza, sigur, nu viteza, velocitatea.
Pentru că, automat, părea chiar degradat să spui viteză. E velocitatea mea. Păi, de, și cum mă măsurați? Păi, pe diagramă sunt 3 cm. Păi, nu 3 cm, că de două bătăi din inimă e timp, nu-i centimetri. Asta depinde de viteza hârtiei, de aparatul 27. Mâine nu o să fie normal 3 cm. De 2 cm vreau problema diferenței. Da? Deci, trebuie un pic de hibridare între domenii. Ați văzut, econofizică înseamnă matematica și economie. Sociofizică înseamnă sociologie și matematica asta. Jurisdinamică înseamnă această matematică băgată la drept și metode de măsurare de genul ăsta în social. Înțelegerea mișcării bancului de pești, nu analiza independentă a unui pește sau statistică pe pești. Că degeaba iau pe fiecare în parte și ce o să întâmple colectivul e cu totul altceva. Deci există un potențial intelectual nefolosit, transformabil în bani. Nu o să putem, cum să spun, poate rezolva să ne întoarcem înapoi la industrial, să facem tractoare pentru o piață liberă. Că nu avem expertiză și oamenii care au plecat și fabricii nu mai sunt. Deci ce să dăm înapoi? O să dăm eventual munca noastră brută, să fim prin magazine, mai facem și la unii pantofi, ceva. Dar poate o elită reușește să înțeleagă valoarea acolo și valoarea aia începem să o negociem. Conștienți fiind de valoarea pe care o avem în această gândire. Asta e tema pe care vrem să o facem. Deci, de ce am punctat asta? Că nu atât în momentul de față e doar un subiect. Subiectul este foarte vast, a fost o diagonală super abruptă, poate nefericită, în multe zone. O puteți noastră prelua și o face din ce mai diferită, în diferite alte zone, s-a difuzat minunat. Dar scopul principal a fost să atragă atenția asupra resursului în ansamblu și asupra faptului că vă preocupă totuși de a veni aici. Deci, automat, ați putea să vă ajutați reciproc. Fiecare din sala aceasta are câte o abilitate în domeniu și ar putea să o exerseze la un moment dat într-un colectiv. Insist permanent, această problemă e singurul care lipsește. Capacitatea de a colabora. Toți suntem unicități, toți suntem deștepți. În păcate. Rămânem valori individuale și mărim împreună. Tema pe care am spus-o de fiecare dată, să înlocuim pe sau cu și. De la sau, tu sau eu, nu contează cine are dreptate, ci și tu și eu împreună să vedem ce putem face. Asta înseamnă un limbaj, asta un pic de bun simț, de respect reciproc, asta înseamnă o problemă de a nu ne măsura, că ne măsurăm, ne ajutăm. Deci e un pic de pattern comportamental, care e un pattern care se studiază tot pe structuri de genul ăsta de pattern-uri comportamentale, pe spațiul fazelor comportamentale. V-am spus, e suficient să punem acolo un întrebător la ușă. Și deja te-am ști cu cine discutăm, numai din timpii dintre două deschide de ușă. În păcate. Adică am putea să ne imaginăm extrem de multe lucruri și de obicei noi taberele de vară, le facem taberele școlare, taberele de Atlantic, așa de fapt, am putea să le și experimentăm. Unele dintre ele se pot pune în experiențe pe internet, pentru patronul comportamental. Și așa fac cu noi atâta experiențe, funcție de testele pe care dăm noi acolo, fără să le vedem pe mouse. Și fiecare click e controlizat și să aibă patru comportamentale de mișcă, după cum mișcăm deja. Dar măcar să fie și neconștienți cum se procesează o bază mai mare de date, ce înseamnă data mining, cum se pot extrage baze de date heterogene de genul ăsta, ce informații puterea, cum le împachetăm. Deci asta ar fi o problemă de transmis. E greu, paradoxal, toată lumea este focalizată imediat pe cum se face și dacă merită să o facă. Nu pe ce e de făcut. Și de când discutăm mai pe cum, ne împărțim în două. Păi știu eu mai bine, pentru că eu sunt în meseria asta. Dar de timp s-a schimbat meseria și sunt încă 3 întregătitori, care habar n-am constatat meseria copiilor pe care îi pregătim peste 15 ani. Și atunci, automat, trebuie o elasticizare de altă factură, un pic de deschidere pentru altă factură. Nu înseamnă că abdicăm de la calitate sau abdicăm de la cunoștințele care avem. Dar trebuie să ne definim puțin pe lângă celălalt ca să putem să-i formăm exact numai rudimentul de cunoaștere ca acela să poată să fie activ, să poată să formuleze o întrebare ca să fie util lui. Și închei cu asta că cea mai mare tensiune am avut-o în Politehnică, am avut-o nu în Politehnică, în Institutul ăsta la Academie, pe care am, și în catedra care am generat-o în Academie, ca ce am avut șansa să generez, să pot crea colective de cercetare pe teme foarte sofisticate, de vă spuneam, de astrobiogeofizică, pare pompos, dar asta lucrăm. Și am avut mari probleme pentru că fiecare își respectă doar meseria respectivă. Am avea nevoie de niște computaționiști buni ca să putem modela ceva de genul ăsta. Nu îi interesa nimic decât să îi dau eu caietul de stat și scris în cheia de calculator. Păi nu știu.
trebuie să facă și el un pic de pas spre mine ca să înțeleagă fenomenul care mă interesează, că și la mine este încă frus, suntem cumva în echipă, el se fac una jumătate de drum, va preia el și îl face. Și am reușit să facem cumva o echipă de genul ăsta și am fost pe chestia asta deja cu 50 de lucrări, am fost considerat în internațional, în domeniul geofizicii, deschizător de școală. Că s-a putut face, dar se poate face sistematic, nu mai un pic un exemplu, ca după aceea toți din grup, toți profesori universitari, toată lumea. Vancouver, în Canada, V3, în Singapore, în, cum zice, Irlanda. Deci, valoarea adăugată a fost extrem de mare, dar n-am putut, pentru că mediul n-a fost permisiv și m-am simțit după un timp de formare că mediul ăsta e în clipă, e o moară, nu se dau unificați. Și am fost absorbit de piața întreagă. Asta s-a întâmplat acum vreo 10 ani, 12 ani. Poate acum suntem mai deschiși, mai toți și alții în străinătate. Okay? Deci hai să încercăm să le dăm teme de genul ăsta, teme de gândire de genul ăsta. Eu, cei care au avut Harvard, MIT, sunt familiarizați cu chestia asta. Ai noștri care au lucrat în zona respectivă, la noi, chestia de genul ăsta, că au fost străinătate, au avut valoare adăugată mare, pentru că erau obișnuiți cu forma asta, nu a fost o surpriză. Și au putut să meargă în teme de cercetare de vârf. Îl avem aici pe George, pe Cudor, care este un personaj extrem de deosebit. Nu știu dacă l-ați mai văzut pe internet, s-a plimbat prin diferite zone, s-a întors acum din Islanda, după o perioadă de, dar găsiți de la probleme de filtre neurale și experiențe în astea exotice cu circuite haotice, dar în același timp îl găsiți și în echipa aceea de muzică românească străveche, cum se cheamă? Trei Parale. De Trei Parale. Nu știu dacă ați... Dați pe internet Trei Parale un pic să vedeți. Ce înseamnă Trei Parale, ca ce înseamnă și partea asta să fii împreună, lucrare, să cânti, aducând valorile românești la nivelul respectiv, la calitatea aceea, și să știi și matematică și fizică. E minunat. Artă și știință împreună. Deci, el o să vă poată povesti mai exact ce a trăit, cum a trăit în zonă, cum a putut valorifica expertiza asta pe domenii foarte diferite. Inclusiv joaca cu video feedback, dacă care joaci spate respective, înspre respectiv sunt alte trăiri, alte probleme. O să vă...